Polițiștii și procurorii au decis de comun acord ca într-un conclav să nu intre în casa lui Gheorghe Dincă înainte de ora 6. Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a venit cu noi acuzații la adresa polițiștilor și procurorilor care au participat la descinderea de la casa lui Gheorghe Dincă din Caracal după apelul fetei la 112. Cumpănașu citează un raport oficial al unei instituții alta decât Ministerul Afacerilor Interne, raport care analizează întreaga misiune din punct de vedere procedural. Este vorba despre o decizie unanimă a celor trei procurori, procurorul DICOT de la Craiova, procurorul șef de la Caracal și procurorul de caz, alături de șeful Poliției Municipale, de bănuiesc adjunctul șefului Poliției Județene, dar în acel raport se precizează reprezentanții Poliției Județene Olt, dar și alți polițiști din Caracal, că au decis de comun acord să intre la ora 6 dimineața. Deci nu i-a mai obligat nimeni să stea sau să nu intre. Cumpănașu a mai dezvăluit și faptul că, potrivit aceluiași raport, procurorul de la Caracal a deschis dosar penal în cazul Alexandrei, abia după ce a fost contactat de omologul său de la Craiova, care aflase de caz de la televizor. Domnul procuror de la parchetul Caracal a deschis dosarul penal, nu ca urmare a sesizărilor de la 112, nu ca urmare a sesizărilor făcute de presupuse sesizări care ar fi trebuit făcute de către poliția Dobrosloveni, nu ca urmare a sesizărilor poliției Caracal. După ce domnul Vasilescu s-a uitat la televizor și a văzut la ora 12 că a dispărut o fată din județul Olt, l-a sunat pe prim procurorul de aici și a spus că din punctul lui de vedere este același mod de operare ca și în cazul Luizei, fata care fusese răpită cu 3 luni înainte. Ca urmare, domnul procuror Vasilescu a luat legătura cu domnul procuror de aici, de la Caracal, care avea toate datele să deschidă dosarul penal, s-a deplasat la Caracal și abia la 15:30 s-a deschis dosar penal la parchetul de pe lângă judecătoria Caracal. Unchiul Alexandrei a reacționat dur și la confirmarea DICOT că oasele găsite în pădurea din oraș nu sunt ale nepoatei sale, ci sunt diferite de cele descoperite în casa lui Gheorghe Dincă. Ba mai mult, el pune la îndoială chiar și probele prelevate în casă, precizând că doi dinți nu țin povestea uciderii Alexandrei în picioare. Alexandru Cumpănașu este convins că multe dintre probe au fost plantate și că Dincă are în continuare acces la informații din interiorul anchetei.